2001 ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară prin dispoziția domnului primar numărul 187 din 2016. Din cei 14 consilieri sunt prezenți 12, absentează nemotivat domnul Aurel Costică și domnul Gheorghe. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul. La ordinea de zi, cum ați fost anunțat inițial, aveam un singur proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții de părăți, captare monumentul Râlul Sat, Crescuma, de județul Bacău. Și am venit cu o suplimentare la ordinea de zi cu următorul punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Este vorba de suma și factura care a fost emisă pentru drumul Viertin, în valoare 792.000 lei. Cine este pentru proiectul ordin de zi, inclusiv suplimentarea? Procesul verbal de la ședințele anterioare, l-ați consultat? Aveți observații? A spus că drumul se strică la Pralea. Eu am spus și punctul. Văd că presupun am spus punctul unde. Nu totul de la plecat până la Pralea. Da? Punctul la punctul este la tine, acolo, la un tub, acolo. Da, la tine și mai ești aici, ajuns la unde se rupea tot timpul. Dar ești, mai ești acolo, nu mai este acolo, în spate, un colegă sus. Deci, punctul la Pralea, la asta tine am, da? Da. A zis să facă gardul la cimitir, la Pralea, la părinte, din banii care îi s-au luat. Mă spune părinții să facă un gard la Pralea, dar nu m-a spus exact. Gard la cimitir. Eu am spus clar, dar nu știe unde și ce trebuie să facă. Și dacă tot vine vorba de drum, la drumul de la Pralea, prin dar Pralea... Stați-mă o clipă, deci la părinții de la Pralea trebuie să facă gard, așa este consemnat. Dar unde îți facă gard? La cimitir. Gardul cimitirului. Nu la biserică. Tot era vorba de drum. Nu s-a dat la o parte acel material antiderapant. S-a depus pe marginea drumului, s-a înălțat și apa de pe centrul asfaltului se mai scurge. Se fac bărți pe marginea asfaltului, chiar că o vese în vreo 3 locuri. Mașini mari tot pe dreapta, deci vin la vară cu greutate. Terenul se moaie la tapă și se strică asfaltul. Trebuie pus oamenii de la ajutorul social sau care au drept de muncă, să facă niște șanțulețe să scurgă apa din partea carosabilă. Punctul vieții în vreo 3 locuri. Asta cu o paranteză. S-a consemnat. Și o să, până la semnare, o să vreau să modifice. Observații dumneavoastră, sunteți pentru? Da. Da? Sunteți pentru mențiunea că modificăm. Cine este pentru procesul verbal din ședința de dată de 24-a 5-a? Domnul Moise, vă abțineți? Da. Și eu. Domnul Roșcan și domnul Moise. Da. De 10 pentru și vă abțineți. Pentru conducerea lucrărilor, domnul Matei Lorențiu, vă rog să... Deci începem cu numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, monumentul eroilor, stat Căiuț, comuna Căiuț, în favoare. Domnul Mai, îmi spune ceva? Da, facem deci. Am primit și anotul telefonic săptămâna trecută, cum mai reținut domnul general. I-am spus la un moment dat, zic că ați fost încercat de cineva, de starea monumentului. Erau banii prinși în buget. Dacă vreți, până la... am venit cu documentația. Dacă este, poate contracta să repare până la înălțare. Domnul domnul consilier, cine vrea să mai scrie la cuvânt, domnul consilier Matei? Am mai stat de vorbă cu domnul primar, de mai multe ori, cred că sunt vreo 3-4 ori. În legătură cu monumentul ăsta, când se face reparații, se
facem și o cruce a eroilor căzuți la război din 1916, că acolo la Înălțare, poporul român sărbătorește 100 de ani de la primirea primului război mondial. Știm cu toții că Ecaterina Teodoroi a murit pe teritoriul comunii Căiuți și nu în altă parte. A murit în deal la Carpi, în limită cu Mărăștiul și cu Stravalnii. Deci Stravalnii n-a murit teritoriul lor și au făcut monument și noi aici în comună nu i-am făcut nici măcar o cruce. Știți că am sărbătorit cu toți consilierii, la Înălțare se punem o cruce. Poate din banii ăștia care se repară în monumentul ăștia, că am ținut o valoare de 300 de milioane sau cât este, să facem un monument acolo la locul exact unde am avut Ecaterina Teodoroi. Știți, mai sunt la cuvânt? Dacă nu se exprimă la cuvânt, vreau să spun eu ceva. Deci nu cred că se pomuta bani de bani în altă, pentru că ei sunt prinși de vis, pe fiecare lucrare separat, dar totuși, voi că v-ați studiat de vis, v-ați uitat pe el, mi se poate valoarea cam mare, pentru mie personal. Nu dă detalii exact ce se face cu banii ăștia de vis. Poate nu am uitat de vis, mai văzut bine, exact cum trebuie. Da, știți în ce constă renovarea asta? Ce se face acolo? Păi sunt niște tase de vis. Înseamnă reparații capitală totală, placare partea de sus cu marmură, revorsiri, placare jos, unde au crepat tot ce înseamnă trepte cu granit, marmură, ce e gardul. Au fost atâtea accidente care l-au distrus mai jumate din el. S-au întâmplat cu unul care a fost dinainte, nu l-a făcut. Cine mai a fost accident, nu l-au reparat, în starea care este. Din punctul meu de vedere, nu știi dacă mai sunt primar în mesul 2 sau 3. Dacă vrei să repari bine, nu, nu. Aici este trecut absolut tot ce se poate face, ce se face la un monument. Domnul președinte. Da, domnul președinte. Da, domnul. Deci cât este? Total, practic, cheltuielile pentru monument sunt 22.796, restul sunt cheltuieli indirecte, profit, ceasă, șomaj, sănătate, așa de vizite, care se duc banul ăsta, la orice de vizite. Este aici ce se uitați aici, dacă citează măsurarea lucrării, se face cum la unde scrie tot ce se face. Este dat în detaliu. Mai trebuie citit. Ce este scris. E simplu. Îl citești și vezi exact ce se face în revizie. Tot. Și cât vas și strat. Este dat. E scris, nu? Trebuie să citim acolo, citiți în asta. Domnul consilier Trilea? Eu, domnule primar, m-aș... Și este, ca să facem așa, nici nu este Înălțarea până în alegeri. Este Înălțarea, este după alegeri. Ca să nu-ți cred impresia că este... Nu știu, trebuie să se facă, să faci, nu. Nicio problemă. Domnule primar, eu ar vrea să... Adică nu numai eu personal, cred că tot Consiliul vrea să afle adevărul despre Troița distrusă de către un conducător auto, cu ce o fi distrus-o, nu s-a restaurat, nici gardul nu s-a refăcut acolo. Trebuie să ne dați o situație care este problema cu Troița distrusă, a dispărut exact acum, din nu știe nimic s-a făcut. Și gardul nu s-a refăcut acolo. Vine acum ziua eroilor. Pe da, să facem asta pe linia eroilor. De reparat tot ce acolo, gardul, monument, a, da, ce a dat. Păi da, pe banii cu ei. Scrieți cu plăcile alea de nu mai vede. Domnule primar, stați așa, nu trecem așa ușor peste un eveniment de trecut. Problema se pune așa, pe banii cu ei repară gardul de la monument? Pe banii noștri. Banii noștri? Da. Dar de ce noi l-am distrus? Da. Comunitatea comunică este la distrus sau la distrus un conducător auto cu mașină? Trebuie să dați numele șoferului, dacă a contribuit, dacă a dat banii la primărie sau cui i-a dat.
Domnul primar, nu chiar așa trece în ușor pisica. Una, proiecta aia care era în față, dar mi-aduc eu aminte și de aia să știți, era o discuție cu câțiva ani să o mutăm undeva din fața monumentului, că ea toată față. Și-a mutat-o șoferul, cu definitiv, a dispărut casamata. Nu e posibil așa. Dar dat-o eu să fie. Nu dumneavoastră, dar dumneavoastră sunteți omul numărul al comunii care să știți absolut toate. De asta sunteți primar. Da, da. Știu, am spus, primul om al comunii care să știe... S-a distrus. Cum vreți să o punem? S-a distrus. Atunci aduceți argumente să vedeți banii nu trebuie din contribuția, din banii contribuabilor, și trebuie din distrugerea care a efectuat. Cine a distrus? Deci, ce se repare? Noi mergem la poliție, interesăm la poliție numărul mașinii, cine a distrus, ce bani s-a dat pentru troiță, pentru gard, nu se poate așa ceva. Trece cu vederea, gata, dăm bani de la primărie și facem... Banii nu sunt pentru troiță. Pentru monument, da, domnul primar. Pentru monument, banii nu sunt pentru troiță. Dacă dar nu pentru gard și pentru troiță. Nu. Eu chiar nu, sunt, nu vreau, o vreți să se repare. Troița trebuie restaurată. Repare. Păi da, o să... Banii care l-a distrus. Dom'le, cine distruge, plătește. Dom'le primar, trece ușor de sticat. Cine distruge un bun, trebuie plătește și recuperat. Cine este vinovat? Nu se poate așa trece cu vederea că cine nu știu cine a făcut locul. Numărul șoferului, cazul când s-a întâmplat, proces de plan la poliție. Nu se poate trece așa cu vederea. Distrugem tot și lăsăm. Așa cum s-a lăsat și casa Rosetti, sub privirea noastră a distrus iar. Am învelit-o cu frața aia de la Târg Ocna și s-a lăsat iar în ruină. Iar s-a distrus geamul, s-a distrus acoperișul. Iar cheltuim bani, iar facem. Ce facem? Păi nu s-a noștri. Păi s-a culturii, dar nu-s banii cu banii ăsta, din importate, din impozite. De ce o dăm întotdeauna pe altă cauză? Dar o dăm din cauze din noastră care suntem vinovați, că nu verificăm, nu controlăm, nu suntem atenți, nu suntem buni gospodari. Ăsta e adevărul. Chiar nu suntem buni gospodari. Nu suntem buni gospodari. Suntem pentru noi personalului. Așa este. Da, suntem pentru noi personal. Am fost domnul tovarășul Grilea. Unde ați fost în ultimii 12 ani? Am fost în continuă, dar n-am fost bună administrație. Erai un aplaudit și... 12 ani n-ați făcut. Nu m-ați făcut de gospodăria. Când pupai erai bun. Lasă, eu am fost din pentru răspăimare. Domnule primar, eu sunt pentru răspăimare. Nu mă supărat. Dar nu mă supărat. V-ați supărat să vă spun adevăr. Dar nu mă supărat. Nu v-ați supărat să vă spun adevăr. Pe cuvântul meu că nu mă supărat. Da, domnul. Eu asta am vrut. Să știm adevărul despre proiect. Asta, da. Mergeți la poliție și mă interesați. Nu, și dumneavoastră. Să vă dăm mână, mă aveți un gând. Noi știm și altceva. Cred că am luat eu bani de acolo. Nu, eu nu m-am spus. Dacă mai știți și altceva, de ce nu spuneți ce știți? Stimați, domnul, în ce privește. Nu mai ce știți dumneavoastră. Trebuie găsită soluția din pământ, din iarbă verde, să se facă înapoi cum a fost, exact cum a fost. Și cetățeanul care a avut Troița de Astricău sau din greșeală, să plătească și să facă Troița la loc, exact cum a fost. Nu se pune problema. Ala a fost un om, atunci a investit bani din buzunar de bună credință, îl cunosc destul de bine, a stat de vorbă cu el, putea să mă aducă ceva îmbunătățirea, nu știi, bună atunci. Și cu ăsta, monumentul ăsta, domnul ăla pictor de la Onești, care a făcut monumentul și era primar, domnul Danilă, Rogoza Danilă. Când s-a făcut monumentul, nu era cu mai Rogoza, era... Domnule, chiar te rog frumos, cercetați mai îndeacolo, pestimat de primar, să vedeți că am dreptate. A venit ăla și a întrebat cât costă 2500 de lei, cam așa ceva, și a spus să aibă cuvântul ăla cum îl chema, că nu mi-a aduc aminte, ca un laptus, era un pictor foarte bun și totodată s-a ocupat și cu monumentele care erau. Și așa, de la domnul ăla, în perioada lui Dănin a fost făcut monumentul. Mi-a cerut și părerea mea, că vă zic că pe undeva m-am mai pricep. Ca idee. Și pentru asta, în ce privește Troița, mă repet, să se facă din nou, exact cum a spus și domnul ăla de acolo, și pe banii cetățeanului. Ce să facem? Asta e viața. Ai greșit, plătești. Toată lumea greșește. Fiecare sunt și de iertat, sunt și de plată. Dar acolo Troița a fost făcută foarte frumos. Avea și eu vechimi oarecare, avea o valoare în data vechimii care avea ea, avea o valoare Troița aia acolo. Nu era făcută la voia întâmplării. Nu era vorba nici de monument când s-a făcut Troița. Vă rugăm frumos, să o faceți înapoi cum a fost,
și în restul vă respectăm din toți, vă doresc succes cu Consiliul Local care va fi în continuare și care va ieși primar, nici acum mai ales succes. Să știți că cu Troița este în dosar în lucru la asigurare, cu cetățeanul care chiar nu cunoște o mașină din București, un bus. Am fost pentru primii care m-am dus acolo când se întâmpla și cu 2 minute. Omul știe, sunt luate datele, proces verbal, sperăm să vină cei de la asigurare, omul era asigurat să stabilească valoarea și reparația Troiței. Da? Lăsăm să fac un pic de circ, să vedem unde s-a ajuns. Că n-am luat pe Troița să duc acasă. Eu de bine din am luat cu o trei Troiții. Nu e circ. E intrare care da, e educație. Deci e, situația este, este în agenția noastră și se va rezolva. Copiile astea se va șterge cu timpul din harta publică. Nații mei zică copii. Eu vă mulțumesc. Și doamna Oleacă, dreptate lui domnul Drinea, chiar mai mult pentru că așa este. Trebuie să facă acolo ce trebuie. Și trebuie. Mai vrea cineva să spună ceva legat de acest proiect de hotărâre? N-am știut ce discuție să iubesc. Sunt de acord cu Troița să se facă. Dar hai să ne gândim cu toții. Că nu e un moment istoric, nu are o valoare deosebită, e ca o Troiță, ca orice Troiță. Troița asta ia fața monumentului, care monumentul este cea mai istoric. Dacă vrem să o facem, o facem undeva la urmă, dacă era undeva. Dacă nu vă față în urmă, noi am avut o discuție într-o ședință, dacă să o urmăm undeva la lateral sau în altă parte. Dar asta nu înseamnă că eu sunt de vină că a fost accident, tot urma Troița. Eu sunt de vină că s-a început casa Rosetii de când era domnul Danilă primar și viceprimar domnul Drilea și n-au terminat-o, n-au reușit să mai aducă fondul, să-i pun acoperișul și-au lăsat-o în situația în care este. Eu sunt de vină că am proiecte care le duc aproape la finanțare. Sunt 4 milioane de euro. De unde se spune domnul Drilea? De unde aducea atâția bani să repar casa Rosetii? Primarul de vină. Păi e campanie electorală, normal să fie de vină și chiar nu e rușine să fie de vină. Asta e. Dar lăsați, de ce nu lăsați monumentul ăsta? Eu chiar vă rog să-l aprobați, să lăsați așa la înălțare. Fără gardă, exact cum e, crăpat, mare, nu-i cade tot pe el. Cine nu zice? L-am mai reparat noi odată cu țiganii la 460. Dacă vă aduceți la mic, am luat lui far, l-am vărui, l-am lăsați-l așa, nu nu-i supărare la nimeni. Ei fine, ai fi primar, mă duc acolo să spun la oameni de ce arăt așa. Tot venim acum, da, mă rog. Dumneavoastră decide. Momentul, stimate, nu te-a dat să vorbim. Trebuie găsită soluția să facă casă. Acolo sunt niște ieri care au venit pentru țara noastră. De ne-am băgat. Am mai fost la un accident. S-a urcat cu mașina până în monument. Da, am fost, am văzut. Am reparat gardul. Dar partea din spate la trebuie. Vedeți și vedeți acolo. Dar nimic. Oricum, găsește soluții, bani mai există. Deci, credeți-mă că putem să dau pe reparații, că este aprobat în buget. Este aprobat în buget ca și cheltuială, puteam să fac contract și dau, dar nu merge, ca zis, spre transparent, să discutați cu ce se face. Și e strice, clar. Spune, modul, mă, materiale, produse, vreți să faceți bine? Nu, nu. Care este problema? Lăsați-l așa, eu chiar m-aș bucura să-l lăsați așa. E, dacă tot lăsăm și casa Rosetii, lăsăm tot. Primarul a fost divin în 12 ani, tot. Este tot. Ce s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Nu mă rău. Unde e o groapă, o fotografie? Dacă e casa Rosetii, primarul a distrus. Dar sunteți oameni care au fost lângă mine 12 ani. Toți. Dar nu v-am lăsat eu să vorbiți. Eu v-am forțat să aprobați. Eu nu am lăsat pe nimeni să facă nimic. Asta e viața. Domnul președinte, vreau să-i interimpem. Domnul primar, spune. Hai, vreau să terminăm. Cu asta discutăm la diverse. Ia să veniți postul. În care e partea postului? În care să spune? Că Troița a fost distrusă de X, Y. Și valoarea e așa, și trebuie recuperat. Și nu era nicio... Era o treabă. Eu sunt evaluat, pot să-i fac o evaluare la Troiță. Troița nu e domeniul public. Ca să poți să te duci să-i cheltui bani pentru evaluare sau ceva. Nu era prins. Dumneavoastră să nu înțelegeți acum că eu sunt contra pentru... Reparația monumentului. Monumentul e altă natură, iar chiar m-aș bucura să fiți împotrivă. Eu sunt de acord cu reparația. Doar curent și trage de la PECO. Când vin 200 de ani, putem pune un videoproiector pe placă.
dacă se vadă discuțiile pe monument. Lăsați-l așa chiar, vă rog. De ce să mă cert eu prea azi? Vreți bine, nu, nu. Haideți să vedem. Mai e cineva care se scrie la vot, dar nu se scrie la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Ghiciu, în sfat. Da. Deci asupra nu are de ce să se abțină domnul Ghiciu sau eu. Chiar eu, deci, va plăti, dar dacă se face până la înălțare, când e înălțare? Ce date care? Nu știu. Când care înălțare? Joi după alegeri. Prima săptămână atunci. Deci nici măcar să zici, băi, da, e înainte de campanie. Da, mă rog. La punctul 2 am venit în urma discuțiilor la București. Se pare că ne dau banii pe ce s-a mai executat la drum și 792.000. Am vorbit o să facem rectificarea pe suma respectivă la drumul Hăltiului, urmând ca din și nu știu, săptămâna asta e altă sau după când o virează să se poată deconta lucrările. Dacă sunt discuții pe baza proiectului de hotărâre. Cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Nu. Pentru că este și dintre extraordinare, nu am văzut mai zi. Diverse și dintre zis. Colaterat să vă spun ceva. Deci nu aseară, la altă seară, noaptea a reușit, înainte de închiderea procedurii, de a depus proiectul spre finanțare, asfaltare, ce știți, Popet, Căiuci, Fac. Vreau să spun ceva?